Mă iertați, nu pot comenta. Care vor fi beneficiile pentru moldoveni? Bine gândiți. Păi asta... Fondul Monetar Internațional spune că legea va expune sistemul bugetar. Voi citi și atunci am să vă răspund. V-am spus. Domnule Cotineanu, dumneavoastră ați studiat riscurile acestei legi, da sau nu? Dar ce spune ambasada SUA? Că legea privind declarația voluntară legitimează furtul și corupția. Moment cum ați prins pe mine, care chiar nu am treabă cu acest aspect. Păi ați votat. Am votat și sunt conștientă de votul meu. Care sunt riscurile acestei legi? E așa de violent. Jurnalistul nu-i stă bine să fie violent și agresiv față de un deputat. Ați citit reacția celor de la FMI? Ei spun că această lege legitimează corupția în Republica Moldova. Domn Creangă, haideți să vorbim cu dumneavoastră. Câteva întrebări despre reacția FMI-ului și ambasadei. Eu pot să comentez activitatea Parlamentului. Este votul Parlamentului, Parlamentul este suveran, restul sunt opinii. Alți deputați au presupus că FMI-ul și reprezentanții misiunilor diplomatice au comentat fără să citească proiectul. Nimeni nu le-a examinat. Pe alocuri mai mult așa o isterizare decât o analiză profundă. După mine, aceste riscuri au fost minimalizate. Urmează să vedem. Legea... Dar totuși sunt. Care sunt ele în viziunea dumneavoastră? În viziunea mea, eu nu văd riscuri care m-ar deranja. Și nici voi n-ați citit-o, sunt sigur, nici dacă ați citit-o, n-ați înțeles. Nici acei pseudo-experți, ONG-și de asemenea, dacă au citit-o, au citit peste un cuvânt. Dar publice. Dar v-ați consultat pe mine înainte? Deci, noi am anunțat absolut toți partenerii despre aceste inițiative și vom demonstra că sunt absolut legale și conforme cu tuturor standardelor. Întrebarea a fost alta, dacă v-ați consultat sau nu? Eu încă o dată repet, am anunțat toți partenerii și ulterior vom continua să ne consultăm. Reacțiile partenerilor externe au început să apară aseară după ce ziua în Parlament deputații din majoritatea parlamentară a votat un pachet de legi fiscale, una dintre care, cea care se referă la declararea voluntară a averii, a atras cele mai multe critici. Ambasadorul UE la Chișinău, Peter Mihalcu, a spus că aceasta a fost adoptată netransparent, iar în comentariul ambasadei SUA se menționează că legea legitimează furtul și corupția și va dauna climatului de afaceri al Republicii Moldova. Și Fondul Monetar Internațional a emis un comunicat în care a spus că legea prezintă mai multe riscuri pentru Moldova. Măsurile adoptate vor spori caracterul regresiv al sistemului fiscal, vor reduce gradul de conformare fiscală și vor expune sistemul bugetar fiscal unor riscuri semnificative. Experții FMI analizează la moment implicațiile pachetului de măsuri adoptat în baza informațiilor ce parvin. Se mai spune în declarație. Deputații din opoziție bat alarma și spun că din cauza atitudinii guvernării și a legii menționate, Moldova ar putea rămâne fără finanțare din partea FMI și a altor parteneri externi. Riscurile sunt următoarele, să nu mai primim bani nici din partea lor, deci practic această asistență de peste hotare va fi stopată sau asistată. Legile adoptate pot să influențeze negativ acordul sau memorandul care a fost încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Fondul Monetar Internațional, argumentând că toate aceste proiecte pot afecta veniturile la buget și pot crea mari probleme pentru situația financiară de Republica Moldova. Și Republica Moldova devine o spălătorie în ceea ce privește legalizarea banilor furați, așa după ce a fost Landromatul rusesc. Legea privind declararea voluntară a averii și stimularea fiscală a fost votată ieri în Parlament, chiar dacă opoziția a părăsit sala de ședințe în semn de protest. Aceasta prevede, printre altele, că persoanele fizice care nu și-au publicat toate bunurile și veniturile le pot declara până în luna februarie 2019, urmând să ofere în bugetul de stat doar 3% din valoarea totală a bunurilor sau a mijloacelor financiare nedeclarate. De această prevedere nu se bucură mai mulți demnitari de stat. În lege însă nu sunt menționate rudele demnitarilor. De asemenea, opoziția a semnalat că autorii proiectului nu au propus niciun mecanism de verificare a mijloacelor bănești. Prin urmare, unii deputați susțin că astfel ar putea fi legalizați banii furați, inclusiv din băncile cu probleme.